Ion Călinoiu, președintele executiv al PSD Gorj, se susținut de conducerea centrală pentru o candidatură la Senat, deși a fost la șefia Consiliului Județean aproape 20 de ani. Deși până acum declara în spațiul public că își dorește o candidatură, acum dă înapoi. Îi mulțumesc domnului Liviu Dragnea, tot timpul am avut o colaborare cu centrul, fie că a fost Ponta, fie că a fost Liviu Dragnea, fie că a fost Adrian Năstase. Organizația județeană PSD per ansamblu a fost apreciată de centru și asta urmare a muncii fiecărui membru de partid la nivelul județului Gorj, care a dat rezultate și atunci implicit și centru a apreciat organizația județeană. Numele care se vor regăsi pe lista de la alegerile parlamentare au fost dezbătute astăzi și vor fi făcute publice în aceste zile. Mai mulți primari își doresc și ei un loc pe listă. Este și cazul lui Ion Ciocea de la Bustuchin. În schimb, alți edili se mulțumesc cu fotoliul de primar și își susțin colegii la parlamentare. Domnule primar, vă doriți un loc pe listă la alegerile? Nu îmi doresc un loc pe listă. Eu ce am avut, am candidat. Eu zic că am fost ales de cetățenii Comunei Tulburea. Ce am promis le-am făcut. Sunt alături de dumnealor și asta e. Și sunt alături de Partidul Social Democrat. Fiecare are preferințele personale, dar mai presus de toate rămâne care este decizia partidului, care va fi lista finală și pentru moment de asta ne-am întâlnit, să vedem care sunt propunerile tuturor, să alegem pe cei mai buni, că ăsta este interesul nostru al tuturor, ca Gorjul să prospere și să punem în frunte oameni competenți care știu ce au de făcut și să-și facă treaba. Un nume cert pare să fie totuși Victor Ponta la Camera Deputaților și colegii lui de la centru au anunțat că va fi susținut pentru un nou mandat.